Știți că astăzi în live a fost anunțat faptul că Valentin este pedepsit împreună cu Liviu, nu au voie să interacționeze cu iubitele lor pe perioada cât sunt ușile deschise, dar se schimbase la față, se cam supărase Antonia pentru că în noaptea aceasta ar trebui să-și aniverseze prima lună de relație și doamna Simona nu a dat niciun răspuns dacă se va întâmpla sau nu însă se pare că totuși e aprobată treaba și vor putea să sărbătorească. Până la urmă, cred că se face și o excepție pentru că este vorba despre un show matrimonial, împlinesc o lună de relație și Valentin i-a oprit pe Cristina și pe Alexandru să vorbească mai mult cu Cristina, să o roage, să o țină pe Antonia departe de bucătărie de la 11 și jumătate a întrebat Cristina dacă acolo vrea să îi pregătească surpriza și el a zis că da, pentru că afară e frig să stea pe terasă. O vor face la bucătărie și Cristina trebuie doar să o distragă pe Antonia și să o țină departe de acel loc. Și mai spunea Valentin că are vreo 150 de baloane.